Mi-ar plăcea să fie un singur Dumnezeu. Melodia mea preferată e Visătorul. Dar v-ar plăcea să lucrați în domeniul ăsta? În domeniul securității, să vă ocupați de lucrurile astea? V-ar fi plăcut domeniul ăsta? Să fiu James Bond. Am făcut legiunii 4 ani de zile. Ce legiune? În Croația. Cum a fost? Ce ați făcut acolo? Foarte rău. Și ce ați făcut acolo? Ce să fac? Nu se poate spune. Care ducea fetele, lua fetele de coare din România și le ducea în Spania. Treaba lui, păi da. L-ați turnat practic acum. Nu. Trebuie să semnăm un angajament cu securitatea, fiecare român, și trebuie să ne luăm un nume de cod. Să dăm un nume, aveți grijă. Vom semna un acord toți cu securitatea, un acord de colaborare. Nu știu, ce nume de cod v-ați lua ca să nu vă recunoască nimeni acolo? 1977. Cam așa vă spune. De ce? De ce v-ați pune numele ăsta de cod? Că e ziua mea de anul meu, de naștere. Întotdeauna, când ești codoșul altuia, ești reproșul la altceva. Nu e bine să fii codoș, să te urmăresc eu pe tine, să faci... Să dăm note la securitate. Așa, da. Ce ai făcut sau cu tare. Nu, nu e probleme. Tu vezi de treaba ta. Tu ești ziarist sau reporter, dacă bine că așa sunt eu treabă, îți vezi de misiunea care o ai tu. Adică în convorbirea voastră, acolo, cum sunteți ziariști sau reporteri. Nu trebuie să mă stimez pe mine că eu îl vând pe Dan Daniel sau pe Costinel. Ați fi putut să fiți vreodată colaborator, să vină? Nu ați fi putut să nu. Fac note informative? Da. La mine a vrut poliția română să facă, băi, ce nu-mi trebuie, nici nu-mi trebuie, niciodată. Adevărul să schie în față la orice moment. Credeți că v-a turnat cineva vreodată? V-a făcut vreo notă? Până acum nu, că nici nevastă mea, câțiva ani mai mic ca mine, nu, tante Anastasia. Dar vreau să spun, nu e bine să duci, adică să-l turnezi pe unul, atenție, că ce spune acum ziariștii, și aia, băi, ce ala e înfragmat cu nu știu câte mii de euro sau milioane. Orice stat, poți filmezi acum, orice ce stat, trebuie securitate, că dacă nu e stat și nu are securitate, înseamnă că nu e stat. Eu am făcut armata la securitate, la trupul de securitate, dacă îmi bag, când am făcut eu. Deci statul român trebuie să avă securitate. Deci dacă n-ai securitate, nu este stat. Chiar dacă se mai întâmplă și lucruri, de asta ați văzut, am mai turnat, am mai... Da, bineînțeles, mai Neșer, sunt. Dacă îți pun ceva, te superi sau nu. Noi n-am avut un președinte ca să sână cu poporul. Vă rog să mă scuzați că vă spun. Că n-a făcut nimic în două turi. Dar vorbim pe fapt real. Ce a făcut el, domnule? Să pleacă în iar. Acum pleacă, fii atent. Și au luat nume de cod. O țară fără securitate nu este o țară integră. Deci orice țară din lumea asta are un SRI ca la noi, sau un SBI, sau un CIA, sau un... Avem nevoie, spuneți, de... B? Avem nevoie, da. Avem nevoie de lucrurile astea. Deocamdată. La ce ne ajută? La ce credeți? Ne ajută ca nu cumva să ne atace cei care sunt răuvoitori. V-ar plăcea, nu știu, să lucrați în domeniul ăsta, să fiți spion, să fiți... Normal, da. Nu v-ar fi frică să culegeți informații, să vă infiltrați? Nu. Ați putea să vă infiltrați în tot felul de locuri? Da. Și să dați informații după aia? Da. Ați mai dat până acum, nu știu, informații la cineva despre ce se întâmplă prin sat pe aici? La primărie sau cu... Nu, n-am fost... Știți cum e și cum e în pușcărie. Când ești de la papagal. Da. Trebuie să semnăm un angajament cu securitatea, fiecare român, și trebuie să ne luăm un nume de cod. Să dăm un nume, aveți grijă, să nu ne spunem numele nostru, să dăm un nume de cod. Nu se dă numele. Ce nume de cod v-ați spune? Un nume fals, secret. Numele care este, nu îl putem da. De ce vreți să spuneți? De... unde e războiul care este, nu îl putem face.
V-ar plăcea să fiți spion, să lucrați în domeniul ăsta? Eu lucrez. V-ar plăcea să lucrați în... Mi-ar plăcea să fie un singur Dumnezeu. Melodia mea preferată e Visătorul. Dar v-ar plăcea să lucrați în domeniul ăsta? În domeniul securității, să vă ocupați de lucrurile astea? V-ar fi plăcut domeniul ăsta? Să fiu James Bond. Am văzut că aveți... Da, luptător de artă marțială, certură neagră în Kung Fu, acum... O 15 ani. V-a rămas un pic din... Cofragul, ce-a mai rămas? Cum nume din aceste conspirative? Da, Petru, da, nu-și ține numele lui la codul general. Poate să spune Baby, Gandepi, Bobby, așa. Alte nume. Așa, ca să nu poată să-l prindă în... Uite acolo, da. Ce nume v-ați fi pus dacă ar fi fost să fiți? Aveți așa un nume? Puteam să spun Cocoșul Verde sau Cocoșul Roșu. Da. Ca să da. Nu ceva ca să la câte să îți report. Mă, nu, să recunosc. Să le vorbesc eu la băieți. Brava că sunteți în misiunea asta. Eu vă mulțumesc. N-a cineva vreodată, nu știu, a dat cineva? Bă, cred că nu m-a interesat. Eu n-am făcut abaterii personale sau... Nu m-a interesat. Am lucrat prin străinătate, prin Israel. Președintele ăsta când n-a realizat nimic, cât a stat el în două turi. Ce a făcut el în România, mă? Hai că să vorbim pe așa, pe un pat normal. Ce a făcut el în două turi? Ne trebuie un român adevărat. Asta e. Că vorbește de o vorbire și gata, mă, dar cu cinstie te vorbim. Unde e asta, cum să spunem noi, un evreu sau evrei conduc lumea acum? Cine știe, dați informații de aici, din sat, spuneți ce se întâmplă. Nu întrebi, eu nu, sau politic, practic. El întreabă, îi place politica. Nu auzi, sau politic, băi, că îți dau cu asta în cap. Băi, dar n-ai fost la poliție, a fost. Muni? La poliție. La poliție? Da, nu. A fost colaborator, ați... N-am eu treabă. V-am spus, s-a politic, n-am treabă. Să fii spion e foarte greu. Nu e o meserie, să spunem așa, simplă. Eu sunt Eugen Cernica pe Facebook, dacă mă căutați, mă găsiți. Trebuie să aveți un nume de cod, nu puteți cu numele real. Merg bine acolo, ala bine acolo, așa ca... James Bond, v-ar fi plăcut? Bond, așa, da, să stară ca să cad mai bine. Spuneți-mi un nume de cod care v-ar fi plăcut, dacă ați fi lucrat în domeniul ăsta. În 007. Corect. Am pus-o. Ați fi fost înconjurat și de femei frumoase? Nu am treabă cu femeile. Știi ce vreau să mă fac eu când eram la școală, ce visam eu? Ce vreau? Foarte mult. Vreau să mă fac pilot de avioane de vânătoare. Mă doream foarte mult, da, eram mor după filmul ăla cu Tom Cruise, cu Top Gun, cu avioane. Vreau să mor cu un avion de ăla, să plec în război. V-ar fi plăcut? Aveam eu foarte mult, când eram mic copil, aveam și eu vreo 10-11 ani. Îmi plăcea foarte mult. Asta v-ar fi plăcut, să fiți pilot de avioane, da. De Tom Cruise, așa, de România. Da, de România. Da. Le dai dreptate numai la parlamentari, la senatori? Nu se poate treaba asta. Acum le-a mărit salariar. Păi și eu cu o pensie de 1300 de lei să mor de foame? Atâta. Păi dacă lucrați la securitate, mai luați niște bani în plus, mai luați... Eu de la nu mai eu la securitate, că eu nu lucrez pe securitate aici. Păi să-ți vezi o problemă. Ca să prindeți voi mai bine. Acum vreo 12 ani, aici era unul, așa, care la Furceni era, așa, vine să ia la colea, i-a dat amendă așa lui Bogdan, moșule, ce trebuie să dai 10 milioane. De ce? Păi ce matale, ce i-a spus lui bătrâna, era o vecină, știi, o înregistrată, era o vecină și i-a spus, Doamne, nu rațe, nu am vrut să vă fur eu rațele dumneavoastră, două rațe, mă fac de rușini, ca un gospodă, că aveam și eu. Nu, ce da. A scăpat o prostie, prostia costă parale. Așa, a venit acolo baba, acela, avea un băiet care ducea fetele, lua fetele de coare din România și le ducea în Spania. Treaba lui, păi da. L-ați turnat, practic, acum. Nu. Nu că l-am turnat. Stai un pic. Așa, și-o vine ăsta. Băi, ce ai vorbit prostii așa mari, da?
Ce-ai 10 milioane. Dar ce nu te pui turnător, îmi spune, el era ca ajutor de poliție, sub plutonier. Era plutonier și era plutonier mai... Nu vă mai pune niciodată să-ți dau eu ție, dacă tu ești nebun și prost. Să aveți un nume de cod, așa? Cum v-ați, ce nume de cod v-ați pus? N-am. Petrică mă cheamă, așa mă cheamă. Să vă puneți un nume, să nu vă recunoască nimeni. Ce nume v-ați fi pus? Vino încoace. Nu v-ar fi frică? Să vă prindă, să vă... Am făcut legiune 4 ani de zile. Ce legiune? În Croația. Cum a fost? Ce ați făcut acolo? Foarte rău. Și ce ați făcut acolo? Ce să fac? Nu se poate spune. E ceva secret. V-ar fi plăcut să lucrați în domeniul ăsta? Da, am fost luptător de artă marțial, adică pe timpul lui Ceaușescu. Am luat centura neagră în Kung Fu la sârbi. Îmi permis să vă întreb, ați dat despre cineva vreo notă? Ați turnat pe cineva? Nu. Nu, că m-aș trebui la curul meu cu pușca. Corect, da, îi zis bine, corect. Ce avem nevoie de securitate? De băi, meșteri, tot aș din gură că vorbesc eu, n-am avut să se aude că vine rușii încoace, că se răzbună și așa sunt periculos rușii. Sunt foarte periculos. Mă, ce spune, că te cușă pe mără și pe ar veni cineva să vă înroleze, să colaborați acolo cu securitatea, v-ați duce? Nu neapărțării, nu văd așa mai, ceva. Băi, sunt oameni culți, sunt oameni pregătiți care sunt pentru așa ceva. Noi suntem prea inculți ca să intrăm în colaborare cu așa ceva. Va turna cineva vreodată la securitate? Eu nu pot să știu că nu puteau mai ieri. Meșterii, nu mă ferezi de mata. Eu am lucrat în panificație 27 de ani. Aici ne ajunge, mă rog, am făcut școala profesională la Galați. Că vă și spun, mă rog, ăsta-i cu șupie mare și pinciu. Și ați turnat pe domnul vreodată? Cine, ăsta? Da, nu, e băiat de viață. Ăsta de nu, să-l fie de încă ceva.